Bună ziua, bine v-am găsit! Alte 5 morți suspecte la Spitalul Pantelimon sunt verificate de procurori acum când vorbim. Pentru că există indicii care arată că și aceste decese s-ar putea încadra în categoria omor cu premeditare, omor calificat. Șefa secției terapie intensivă de la acest spital este audiată astăzi de procuror. Foarte interesant, a intrat la audieri însoțită de un avocat, de unde rezultă că se așteaptă la tot ce poate fi mai rău. E vorba despre doamna aceea pe care ați văzut-o în ultimele zile, cea care acuză pe jurnaliști că pun presiune asupra ei și asupra altor medici. Miercurea trecută, știți deja, doi medici de la Sfântul Pantelimon au fost reținuți pentru tentativă de omor calificat. Procurorii au consemnat între timp mai multe declarații, potrivit cărora sunt medici în acest spital care grăbesc decesele pacienților. Încercăm să vedem ce se întâmplă în momentul acesta. Avem o echipă de filmare trimisă la audieri. În scurt timp veți vedea reacția șefei de la terapie intensivă, care intră, repet, însoțită de un avocat la audieri. Vom vedea care va fi calitatea ei când va ieși de la aceste audieri și le mulțumesc invitațiilor mei, Cătălin Antohe, cetățeanul.net, cel care a făcut nenumărate dezvăluiri în această perioadă în studio alături de mine. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îl salut și mulțumesc mult lui Val Vâlcu de la DC News. Bună ziua, Val Vâlcu, mulțumesc. Bună ziua. Ni se va alătura un reprezentant al sindicatului Sanitas. Este sindicatul care a rugat opinia publică din România să nu aibă nicio opinie pe marginea acestui caz. Val Vâlcu, nu te-am auzit de mult pe acest caz, pentru că tocmai te-ai întors din vacanță. Aș fi vrut să știu opinia ta, dar haideți mai întâi să o vedem pe șefa de la terapie intensivă, de la Spitalul Pantelimon, intrând acum câteva minute la audieri însoțită de un avocat. Ce s-a întâmplat cu aceste practici? Există informații că ați știut mai demult despre aceste practici controversate? Șefa de la terapie intensivă de la Pantelimon, cea care îi punea la punct pe jurnaliști, care spunea că toată presiunea pe care trebuie să o înfrunte în aceste zile ea și alți medici de la acest spital se datorează jurnaliștilor. Val Vâlcu, ce părere ai despre audierea acestei șefe de la ATI Pantelimon? Da, probabil că este necesară. Nu? Cred că trebuie audiate toate părțile, toți, poate și managerul, poate și trebuie stabilit, pentru că noi în momentul de față nu avem foarte clar mobilul. De exemplu, mobilul presei este clar. Nu? Asta face presa, mă rog, poate ca tonul sau stilul în momentul de față merge sau trece dincolo de relatare. Am auzit expresii din anii 50, când era călăul Tito, medicii sunt călăi. Bun, e o presiune din presă pe care cred că o resimt tot medicii din toată țara și care se va întoarce împotriva pacienților. Nu știu dacă știți, dar la rezidențiatul din acest an, la ATI s-a ocupat doar jumătate din locuri. Deci n-a fost nicio concurență. Dacă la Institutul Magistraturii sunt 9 pe loc, la examenul de admitere de la medicină sunt 1 și un pic, mulți pleacă, nu se angajează în aceste specialități dificile. Deci vom avea o problemă peste ani, nu pot să nu remarc încă de acum, lipsa de medici poate va fi suplinită cu personal de la Glovo din Asia, dacă alte soluții nu le văd, sau tratamente în străinătate pentru cine are bani și poate merge acolo. Revenind la cazul acesta, spuneam, presa are interes, există interes politic, iată, PNL-ul s-a și poziționat, să cere demisia ministrului, un ministru bun, după părerea mea, și care nu văd cum ar fi putut, dacă este crimă cu premeditare, omor, fără mijloace de interceptare, nu știu, audieri, mijloacele care stau la mâna
Colegiul Medicilor, de exemplu, se referă la cercetarea foilor de observații. Înțeleg că nu sunt acolo, nu au trecut în foile de observații aceste manevre, dacă ele s-au făcut. Și doi la mână, discuția cu medicul. Cu asistenții nu poate vorbi Colegiul Medicilor. Ordinul asistenților nu a investigat încă nimic, deci n-aveau cum să știe. Dar, mă rog, spuneam că există un mobil politic, unul de audiență, altul de, să spunem, dacă ne gândim la procuror, nu Păi își nu, fac acum treaba, de audiență, dar totuși există nu, doi stai puțin, medici reținuți. Jurnaliștii au vorbit asta despre spune, doi medici reținuți. există și interesul aflării Da, adevărului, Val Vâlcu. absolut, asta Da? spuneam, Și asta nu e un procurorii, interes de presă, fiecare Val, are ci public. un mobil, ce nu mi-este clar care era mobilul medicilor. Într-un omor cu premeditare, crimă cu premeditare, urmăresc ceva, nu știu. Au fost furnizate presei tot felul de detalii. Este acuzat sau se induce vinovăția medicului prin faptul că la 4 luni de la acuzație își pregătea apărarea și avea o listă cu cazurile care îi se reproșau sau că avea un prospect. Astfel de chestii suplimentare, la asta mă refer când spun că nu lămuresc nimic nici Bun, alte morți stenograme. suspecte, alte 5 morți suspecte, Care-i morți mobilul? suspecte. Ce urmăreau? Noi în alt avem faptele. Mobilul trebuie nu să-l putem determine să știm, procurorii, nu nu să-l avem de unde să stabilim noi. știm. Cert e că s-a extins ancheta pentru că sunt verificate alte 5 decese care ar fi fost Cătălina Antohe, provocate în același fel, deci pe care procurorii ar putea să-l încadreze tot la omor calificat. Da, de la început să spunem, trebuie să facem specificarea că o parte a presei reacționează în această manieră. Noi, în repetate rânduri, Înainte să facem procesul de am intenție lăsat. al presei, avem o Păi nu, noi am audiere lăsat foarte apeluri să nu importantă azi. generalizăm. Noi am lăsat apeluri să nu generalizăm la întregul corp medical. Că nu putem să generalizăm de la un medic, doi medici sau dacă or fi mai mulți, la întregul corp Da. medical. Cătălina Asta e Antohe, evident. în ciuda rugăminților, care au fost mai mult decât rugăminți, doamna doctor de la ATI, șefa de la ATI Da. Panteleimon, pe care am auzit-o în direct, că am transmis-o toți, le bătea obrazul jurnaliștilor spunând, faceți presiune asupra mea. Asta nu i-a împiedicat pe procurori să o cheme astăzi la audieri. S-a dus Am cu un... dialogat aseară cu doamna șefă de la Și știa că ATI. va fi audiat azi? Nu a spus acest lucru, nu știu dacă știa, dar nu l-a spus. Și am întrebat-o dacă a știut. Evident, întrebarea logică. Ați știut ce se întâmplă acolo? Am fost cu totul surprinsă, pe același ton cu care vorbea. Și zic, doamna doctor, cum se face că eu, din exterior, am aflat pe mărturii ale mai multor oameni tot ce se întâmpla acolo și dumneavoastră, șef în interior, nu știați? Cum să explic acest lucru? Pentru că aveți o pro are o pro este într-una dintre cele două situații. Fie a știut despre aceste lucruri și există indicii, dar să le găsească procurorii, da, să le determine ei, există indicii că a știut, caz în care se va putea stabili, s-ar putea stabili o acuzație de tăinuire sau de ce stabilesc procurorii, și a doua dintre ele, tu ca șefă de secție, ești pur și simplu incompetentă din acest punct de vedere. Oi fi un medic bun, dar ești incompetent ca șef de secție. Ea trebuia de mult să fie demisă sau să-și dea demisia de la conducerea acelei secții, numai prin lumina a ceea ce se Bun, dezvăluie. vom vedea, pentru că avem o cameră acolo unde e audiată, vom vedea ce va declara la ieșirea de la audieri. Despre aceste 5 noi cazuri care sunt anchetate de polițiști, 5 noi cazuri de Da. decese, de ce au extins ancheta? Eu sunt convins că au pornit pe toate de la început, dar au reușit să le determine în timp. Să reținem un lucru foarte important. În momentul în care s-a pornit ancheta ca urmare a dezvăluirilor de presă, oamenii aceștia, toată lumea în secția de ATI, și știu că vorbeam, știau despre fișe. Unii spuneau că fișele s-ar fi modificat, au apărut indicii și în referatele procurorilor. Alții spun că, deci fișele erau toate cu noradrenalina la 15 sau 20, nu se operaseră modificările despre care se spune că s-a modificat. Dar vă spun că știu sigur din interior. A fost o surpriză totală, un șoc pentru toți, când procurorii au venit cu niște oameni cu laptopuri și le-au conectat la injectomate. Nimeni nu știa de acolo că injectomatele ar putea avea o memorie internă. Și atunci este un moment că se pare că la început doar una sau două asistente ar fi declarat
că s-ar fi întâmplat ceea ce spun procurorii acum. În momentul în care s-a aflat de acest lucru, au venit și au revenit asupra declarațiilor. Mm-hmm. În momentul în care s-a aflat că se poate determina de pe acele injectomate că s-a scăzut brusc doza de noradrenalină. Da, acum în referatul întocmit de parchet și susținut în fața instanței, scrie Cătălin Tolontan pe Hot News, există câteva momente neclare, nedovedite, pe care procurorii le-au utilizat. Nu e limpede cum le-au dus mai departe. Citez, de pildă, procurorii consemnează o declarație necorelată și neprobată că și alți medici grăbesc decesele pacienților. Asistentele spun că uciderea oamenilor s-a tolerat până acum pentru că unii șefi consideră că ăsta e un spital de amărâți. Val Vâlcu, cum ar trebui să luăm aceste dezvăluiri? Da, cum spuneam, și mie mi-a atras atenția faptul că sunt strecurate lucruri care n-au precizam de așa zisa stenogramă, o discuție de câteva secunde între o doctoriță și soțul sau iubitul acesteia, în care efectiv sunt răsturnate lucrurile, adică discuția era în favoarea medicului. După aceea vine o ciudățenie, de ce avea în casă un prospect la noradrenalină și iată, făcuse liste cu pacienți. Păi da, era după 4 luni de scandal, de anchetă, încerca să-și schițeze o apărare. Adică negăm și dreptul la apărare. Dreptul la apărare, faptul că încearcă să se apere, e considerat deja crimă. Era doar consemnat. Asta trebuiau să lipsească din referat. Nu, de acord, de acord, de acord. Și ai făcut percheziție. O secundă, te-ai dus, da, te-ai scuză-mă, făcut scuză-mă, percheziție, scuză-mă, l-ai găsit. Uite, vă dau exemplu spitalului de azi. Acum 10 ani, prin mai, prin luna mai, tot așa, deci 5 de arestări, 5 medici băgați, 5 pe lângă direcția spitalului de azi. Percheziție, au găsit 1 kilogram de aur, nu știu câte bijuterii la o doctoriță acasă. Exact în luna asta s-a prescris, s-a fâsit. Da, da. Nu s-a întâmplat nimic. Adică există precedente de genul ăsta, dar la doctorița da, asta... Da, una e, Valvul, cu una e faptul așa, că au descoperit aur acasă, altele sunt noțiune pe care le aflăm acum. Omor cu premeditare. N-ai descoperit să-i omorâm că sunt amărâți. O secundă. Da. N-ai descoperit nimic la percheziție. De ce strecori în presă că domne avea un prospect la noradrenalină și o listă de cazuri în care îi se reproșeau. N-ai găsit nimic. Bine, ok, ai alte mărturii, nu știu, nu te deranjează cu nimic. De ce te duci în zona asta de PR, de presiune, cum spunea doamna șefa de la ATI, da. Cu aceste picanterii, Traian Băsescu știe cum e folosită, cum a fost folosită justiția în timpul lui și chiar el a subliniat, de ce arunci astfel de chestii în presă care nu sunt probe solide? Cătălina Antohe, e extrem de divizată și o să îi rog pe colegii mei să-l contacteze și pe reprezentantul sindicatului Sanitas, pentru că ei sunt cei care le-au cerut oamenilor să n-aibă nicio opinie. Iertați-ne, dar nu putem să n-avem nicio opinie, că la spital mergem cu toții, ne temem că am putea să picăm pe mâna unor medici care fie ne cer bani mai mulți decât avem, fie nu sunt interesați să ne ajute, pentru că au altă treabă. În spitale private, timpul și atenția acordată la stat sunt reduse, sau poate că picăm pe mâna unor medici care sunt foarte buni și ne tratează bine și alea sunt cazuri fericite. Ce așteptăm astăzi? Pentru că audierea asta a unui personaj cheie din anchetă ar putea să facă lumină sau nu? Se pare că atunci când a fost audiat cea care a fost inițial propusă spre... se auzea că s-o propună spre arestare pentru mărturie mincinoasă, acea asistentă, medicii, procurorii ar fi spus în momentul ăla, vă rugăm să nu ne recitați lecția învățată la spital. Pentru că au existat informații, dacă le confirmă, le vor confirma procurorii, că în cadrul spitalului în secție s-ar fi ținut numeroase ședințe între doamna Pompiliana a negat acest lucru.
Da? Doamna Pompilian, șefa de la TEI, a negat când am întrebat exact despre lucrul acesta. Că ar fi exact mai multe ședințe și nici n-ar fi putut să de prelucrare. Recunoască. De prelucrare. Da. Dar acele ședințe, dacă au fost în mod repetat, este foarte posibil ca vreuna dintre asistente care trecuse deja pe la parchet să fi purtat tehnică. Și ca procurorii să aibă indicii serioase. Bun, vorbim acum doar despre informații, pentru că rolul presei acum ca dezvăluiri s-a terminat. Noi am făcut dezvăluirile cu ce se întâmplă, cu ce am aflat că se întâmplă. Acum e cazul să relatăm, deoarece este ancheta procurorilor. Dar să mai spunem că mai există iarăși tot pe surse informația care exista înregistrări telefonice și cu discuții între diverse persoane din conducerea secției sau spitalului, uh-huh, în care se vorbea despre cum să reacționeze în fața parchetului. Care sunt în posesia procurorilor acum. Aveau. Normal că procurorii nu au venit să spună în acel referat totul. Spunea Cătălin Tolontan că de ce au aruncat-o despre alți medici. Dacă citim cu atenție, mai cu atenție referatul, o să vedeți că mai este menționat numele unui medic extern care venea la Pantelimon, despre care se afirmă acolo că ar fi procedat în acel mod, într-o mărturie, cu noradrenalina. Deci sunt convins că astfel de informații ar mai putea exista, dar ei nu își permit până când nu le vor dovedi pe toate. Eu zic că putem să emitem cu adevărat critici la adresa procurorilor, în momentul în care vedem rechizitoriu. Atunci când totul este complet, atunci putem să-l decelăm. Până atunci însă, cum nu este corect să spunem că acele doctorițe sunt criminale, Doamne ferește, tot așa nu este corect să trecem de cealaltă parte a baricadei și să le protejăm cu orice preț, pentru că asupra lor planează grave suspiciuni. Ni se alătură și... Da, Val, te rog. Da, e bine că se alătură reprezentantul Sanitas, pentru că acelea nu sunt mărturii ale asistentelor. Sunt acorduri de recunoaștere a vinovăției. Faptul că le-au modificat tratamentul. Nu. Greșești, Valvălcu. Sunt mărturii ale asistentelor, deci... deoarece ele și spun acolo că nu ele au modificat și refuzând să modifice, rata le-au modificat deci medicii și, așa, deci și nu au consemnat în fișă. Complicitate. Se cheamă complicitate, ele trebuiau să anunțe poliția, conducerea spitalului, șefa secției, nu știu, să ia dacă știai că se produce o crimă, nu știu, cred că toți avem. Și ce s-a întâmplat când au anunțat, Valvălcu, în momentul în care Ancuța Grețianu, da, asistenta, a sunat-o pe directoarea de îngrijiri medicale și i-a spus ce se întâmplă, că erau prea multe decese. Directoarea de îngrijiri medicale a sesizat imediat managerul și parchetul, au început cercetările. Apoi, directoarea medicală a fost dată afară, da? Nu, cea care a sesizat. Ce mai facem cu avertizorii de integritate? E șefa secției de ATM, a fost dată afară directoarea de îngrijiri medicale. A fost și ședința Consiliului de Administrație în care i s-a decis sigilarea biroului. Consiliul de Administrație în care a participat și liderul Sanitas. Dumneavoastră vorbiți de o perioadă de 2 zile sau de 3 zile. Ce au făcut, nu știu, să fie repusă, să fie sancționat, cine a dat-o afară, de ce? Dar pe o perioadă atât de lungă, de luni de zile, medicul ăla care apare, că ar fi trecut pe acolo, a lucrat nu știu când. Tu de ce n-ai raportat atunci? De ce n-ai sesizat atunci? Cum? De acord. Ele trebuiau să sesizeze la timp, așa cum trebuia să sesizeze. Dați-mi voie să introducem în discuție, cu permisiunea noastră, și pe domnul Iulian Pope, prim-vicepreședintele Federației Sanitas. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Pope, ancheta se extinde. Sunt suspiciuni că alte 5 persoane ar fi murit în aceleași condiții, deci tot acuzațiile acelea de omor calificat care li s-au adus și celor 2 doctorițe reținute. Citisem comunicatul nostru de la sfârșitul săptămânii trecute, rugați opinia publică să n-aibă nicio opinie. Acum e cam greu, vă spun, e greu să n-avem nicio opinie pe tema asta. Da. Probabil că noi n-am fost suficient de clari. Noi am îndemnat la înțelepciune, deocamdată avem o anchetă. Rolul este să ne dezvolui adevărul. Realitatea zilelor ăstora este că se întâmplă lucruri grave în sistemul sanitar. S-a creat și s-a adâncit această ruptură între corpul medical și pacienți. Zilele astea la Pantelimon, oameni după stradă intră în spital și fac acuzații grave asupra personalului medical.
Scandalul a luat și o tentă politică evidentă. Sunt partide care s-au poziționat de o parte sau de alta, se cer demisii politice, suntem și în perioada preelectorală. Da, dar asta pe pacienți nu-i. Le este fix egal ce se întâmplă în peisaj politic, care e treaba cu campania, cine pleacă din ce funcție. Pacienților nu le pasă nici măcar cine e ministrul sănătății. Le pasă doar să aibă încredere că atunci când intră într-un spital, sunt tratați corect. Toată prezentarea asta, până la urmă, de o parte a presei, pentru că nu putem acuza pe toată lumea, o parte a presei, deja a găsit vinovații, deja știu că medicii sunt criminali. Eu încercam doar să vă spun spre ce s-a dus această chestiune foarte gravă. Dacă nu mă înșel, este prima oară după 1990. Nu, e prima oară în istoria acestei țări când sunt medici acuzați de omor calificat. Acuzați de omor calificat. Dar deocamdată avem doar acuzații. Doamnele doctor și restul personalului nu s-au dovedit a fi vinovate. Deocamdată avem acuzația procurorului. Asta a fost rațiunea pentru care noi am îndemnat la înțelepciune și până la urmă să nu ne pronunțăm, să noi primim și să nu facem tipul ăsta de proces în piața publică, așa cum se făcea în trecut. Am auzit mai devreme cât am fost pe fir, că eu știu că directoarea din Bijir a fost în concediu medical, nu știu să fi fost dat afară. În timp ce a fost dată afară, la propunerea Consiliului de Administrație, din Consiliul de Administrație fac parte doi reprezentanți ai Ministerului Sănătății, deci practic propunerea a venit de acolo, prin vot unanim. A menționat acest lucru și managerul Bogdan Socea, fostul manager, în ultimul comunicat trimis Ager pre sâmbătă. E posibil să aveți dumneavoastră dreptate. Eu știu că săptămâna, că era încă un concediu medical, pe perioada concediului medical nimeni nu poate fi, cel puțin așa e reglementarea. Da, nu mai era. Nimeni nu poate fi dat afară. Cum a venit din concediu medical? Cum a revenit din concediu medical? I s-a amânat decizia. E posibil ca dumneavoastră să... Am documentele. Nu știu toate amănuntele astea și nu vă contrazic. Nu e... Păi nu, n-a peste ce am documentele, vă repet. Da, nici nu. Bun, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Pope, pentru intervenție. Da, Val. Se ridică semne de întrebare și, repet, plecând de la mobil, am înțeles, o doctoriță, două, poate au probleme psihiatrice, acolo nu s-a făcut o expertiză. Da, deci de ce oare? Am mai văzut prin Occident asistente medicale, medici care au făcut, au greșit. Tu e dat, aici vorbim de mai mulți medici, unul care a venit la câteva gărzi, alta care a trecut pe acolo. Sau, nu s-a extins asupra lor. Toți medicii care ajung la Pantelimon ucid pacienți. Asta ne poate ridica un mare semn de întrebare dacă, subliniez, dacă se va dovedi că este adevărat, pentru că nu punem preț pe astfel de informații, dar există multe astfel de informații că Spitalul Pantelimon nu ar fi un caz singular. Și că aici criza a fost declanșată tocmai de avalanșa aceasta de decese. Pentru că acuzații atât de grave, nu doar cu noradrenalina, ci și cu privire la faptul urmează să fie demonstrat că noradrenalina a fost înlocuită cu ser fiziologic, acelea nu pot fi explicate din punct de vedere medical de nimeni, dacă se vorbește de adevărat. Am înțeles, dăm asta deoparte. Eu vorbesc de numărul de participanți la aceste presupuse crime. Da. Adică ai un doctor care a venit și a făcut câteva gărzi, ai o doctoriță care a trecut prin spital și în cazul lor se spune sau apare în același da, n-o să le lămurim noi, asta e clar, a fost reținută... Care e mobilul acestor oameni? Îl stabilesc procurorii, noi putem... O gardă, două... Noi putem pe cineva și pleacă. Nu, stați puțin, domnule Vâlcu. Deci, aici, în primul rând, discutăm despre două doctorițe angajate ale spitalului, nu care veneau ocazional cu niște gărzi. Nu, da? Acum discutăm de în rechizitoriu, sunt menționate. Sunt menționate anumite nume. Probabil că se va extinde cercetarea și în direcția aceea. Un anunț din partea poliției, schimbăm registru, un anunț din partea poliției care anunță că a prins-o pe femeia care împingea la întâmplare oameni pe șinele de tramvai. Este vorba despre o femeie găsită într-un mall, într-un centru comercial, după ce
mai multe zile polițiștii au căutat-o. Aceasta este femeia fotografiată de pasageri. Din nou, poate fi un caz izolat, dar este un caz îngrijorător. E în legătură cu noi și colega noastră, Adriana Stoicescu. Adriana, mulțumesc mult pentru intervenția ta. Ce știi despre cazul ăsta? Da, este o doamnă cu probleme psihice. Ceea ce e interesant la cazul ăsta este că, deși a fost filmată și au fost informații că împinge lumea pe șina de tramvai, nimeni nu a depus plângere împotriva ei. Poliția s-a autosesizat, așa a fost descoperită persoana respectivă ieri într-un mall undeva în sectorul 3 al capitalei. Păi și cum a fost găsită? Au stat pe urmele ei 3 zile sau a fost găsită întâmplător? Nu, n-a fost găsită întâmplător. Existau niște poze și cu ea într-o stație de tramvai puse de o presupusă victimă, dar pozele respective au fost puse pe o rețea de socializare. Poliția s-a autosesizat, a luat pozele de acolo și așa a fost identificată doamna respectivă. Culmea e că în momentul în care a fost reținută în mall, era îmbrăcată exact la fel. Deci, Valvul, cu atunci când există mobilizare din partea poliției, lucrurile se pot întâmpla. Da, eu aș remarca lipsa de încredere în autorități, în loc să se ducă să facă reclamații, pentru că atunci când a fost împins un cetățean sau a văzut că e împins altul, pentru că gândiți-vă, dacă se ducea la metrou, la tramvai, nu știu ce viteză are tramvaiul în sectorul 3, dar să spunem că mai e o șansă, dar amintiți-vă de cazul de la metrou, când tot o tânără a împins o altă persoană care a decedat, s-a stabilit că avea discernământ, deși era pacient de psihiatrie. În cazul de față, dacă nu există un mobil, nu a încercat să-și atace o prietenă, o dușmancă, ci a luat la întâmplare oameni pe care îi împinge, probabil că este un caz psihiatric. Dar iată, lumea preferă să pună pe Face, să folosească media, în loc să, sigur, te duci la poliție, pierzi timp, durează așa o poză pusă pe Facebook, câteva secunde ai rezolvat cazul. Bine că s-a mobilizat poliția. Da, e un anunț făcut în urmă cu puțin timp, așadar această femeie a fost reținută, femeia care împingea oameni pe șinele de tramvai întâmplător. După audieri, ea a fost transportată la un spital de specialitate. Facem o scurtă pauză și revenim. Alianța electorală dintre Șoșoacă și George Simion a eșuat chiar din fașă. Ieri Diana Șoșoacă a lansat un atac dur la adresa lui George Simion, l-a numit golan de cartier, după ce l-a dat afară pe reprezentantele Partidului Aur, care s-au dus la reuniunea suveraniștilor de la Casa Capșa. Este doar unul dintre subiectele despre care vom discuta, vom analiza alianțele electorale care se coc în tăcere înainte de alegeri, de la ora 13. Rămânem împreună!